Cum ți se scapă un psiholog? Rătos. Ca un om rătos. Nu poți te duci la lucru și să lucrezi normal, deci când mă înferești, când parcă îți rupi schinarea, parcă îți rupi picioarele, știți? Parcă îți fredilești cineva cu deile lui, nu, știți? Nu poți te duci la lucru și normal. Dacă omul e dependent, pe dânsul nu e toc sau închis și poate îi spare că și l-am închis, gata, n-ați mai folosească jocuri, este foarte mare greșeală sau cum să nu știți, că îi închide până în vreșini și zilele oricum găsești acolo, mai bine dacă mai ai posibilități și ai ținerii bani, apoi la zonă și la pușcării este ce vrei. Știți, ca la magazin. Eu vă spun că câteodată la libertate e mai greu să găsești drogul decât acolo. Soluțiile pentru tratare dependenților de droguri există și în Republica Moldova, implementate de către diferite organizații non-guvernamentale. Ele funcționează și pot fi contractate și extinse de către instituțiile responsabile pentru efectuarea tratamentului. Alternative ar fi, în primul rând, redirecționarea la tratamentul persoanei și oferirea unui termen ca persoana să inițieze tratamentul dependenței și, respectiv, inclusiv, decriminalizarea consumului pe durata cât persoana se tratează. Ori, acest lucru, dacă nu se întâmplă, persoana rămâne în același cerc vicios și continuă să aibă dependența și să consume droguri. Pentru consumatorii de droguri este important ca să fie propus alternative la pedeapsă, pentru că aceste alternative au rolul ca persoanele să fie asistate în procesul de tratament și ca persoanele ulterior să nu mai comită infracțiuni, inclusiv legate de păstrare sau chiar mai mult trafic de droguri. Decriminalizarea presupune că, la reținere, un consumator dependent de droguri să aibă opțiunea de a accesa servicii de reabilitare. Necesitatea decriminalizării consumului propriu a fost sesizată inclusiv de Direcția Antidrog a Inspectoratului Național de Investigație, responsabilă de lupta cu traficul de droguri. Dependența este o boală. Este o boală psihică, este o boală care trebuie tratată de către specialiști anume. Nu trebuie intervenția poliției în tratarea dependenței. Nu trebuie încarcerarea persoanelor, fiindcă izolarea respectivă într-un loc de detenție nu ajută la nimic. El, practic, întărește comportamentul antisocial. Noi suntem adepții, anume, tratament și mai puțin încarcerare. Pentru că, da, el este infractor la momentul de față, că păstrează droguri, că le utilizează, că le răspândește. Dar încarcerarea nu va salva, nu va resocializa. Dacă se întâmplă acesta, trebuie să fie întrunite, să fie realizate un pachet de acțiuni simultan sau concomitent și este nevoie inclusiv de finanțare din partea statului. În primul rând este vorba despre modificarea listei de cantități a drogurilor care poate persoana să le dețină, pentru care nu poartă răspundere penală și aici este vorba despre o doză, două doze care persoana ar putea să le aibă asupra sa doar pentru consum propriu, nu pentru trafic. Este vorba despre introducerea alternativelor ca persoanele să fie redirecționate la servicii de tratament și dacă aceste servicii nu sunt urmate și persoana, consumatorul, nu urmează aceste alternative, atunci ar putea să survină inclusiv pedeapsa penală. Și a treilea este vorba despre servicii de suport care sunt acordate de către stat, inclusiv prin asistență medicală, asistență psihologică și alte servicii care ar putea să ajute consumatorii să scape de dependență. Și un a patrulea complex de măsuri ar fi lupta cu traficul de droguri și agravarea pedepselor sau mărirea pedepselor pentru trafic de droguri, în sens că atunci când persoana sau grup criminal organizat organizează acțiuni de trafic de droguri, atunci fie aplicată o pedeapsă destul de mare. Și având în vedere fenomenul care este persistent, să fie echivalat după conform gravității și la astfel de fapte infracționale, cum ar fi chiar și articolul 45 alineatul 1, pentru ca să fie transmis din partea statului un semnal foarte clar că traficul de droguri este inadmisibil. Pentru trafic de droguri,
pentru unde există scopul înstrăinării și cei care se îmbogățesc pe sănătatea cuiva, răspunderea este una foarte mare, de la 7 la 15 ani. Adică eu consider că legea este dură în acest sens, doar că unicul moment pe care noi îl atestăm în ultima perioadă de timp, nu toți judecătorii aplică pedeapsa asta maximă. Eu aș considera că ar trebui judecătorii să aplice și pedeapsa maximă, până la 15 ani, privare de libertate. Cea mai mare problemă e aceea că oamenii nu crede că poți să schimbi, înțelegeți? Ei se gândesc, gata, și asta e pojizneno. Cea mai mare problemă e asta, că lumea, știți cum, e neinformată, da? Și respectiv, dacă e neinformată, respectiv e și știu, mai ales astea care au crescut pe timpul Uniunii Sovietice și în alt. Și eu, narcoman, gata, care e de cu iris. Cum ți se stau cu un psihologic? Ratat. Sau un ratat. Noi nu avem programe specifice, să zicem așa. Este o asistență medicală care poate fi aplicată tuturor persoanelor consumatoare în baza deciziei specialistului respectiv. Deci următoarea etapă, ziceam că ține de o perioadă mai lungă de menținere, inclusiv menținere medicală a sănătății, dar și psihosocială. Eu știu om care am avut de 15 ani. Și tot ia metadon. Da. El vine, știți, ca pe la magazin. Ca la magazin să cumpere pâine. A venit și a luat doza de metadon și s-a dus acasă sau la lucru. A fost la Costiujeni acolo. Am stat 10 zile și psiholog și unul altul și spun, parcă tot normal. Vreun an de zile m-am mai ținut, dar anturajul iar e tot același, știți? Și am ajuns tot la aceea, la ce a fost la început. În lipsa serviciilor calitative de reabilitare a persoanelor dependente de droguri, asigurate de către stat, consumatorii apelează la serviciile organizațiilor non-guvernamentale, care sunt costisitoare. În satul Berioschi, raionul Anenii Noi, activează comunitatea terapeutică Inițiativa Pozitivă pentru reabilitarea persoanelor dependente de droguri și alcool care vor să se trateze. Programul de reabilitare include o serie de activități care vizează schimbări cognitiv-comportamentale pentru restabilirea personalității. Grupuri în baza programului de 12 pași, grupuri de ajutor reciproc, activități cultural-educaționale, grupuri informative, educație moral-spirituală, instruire în acțiune, activități recreaționale comune, cercul sincerității. Reabilitarea durează 9 luni și costă 62.000 de lei. Tratamentul este achitat fie de beneficiar, de donatori sau de instituțiile statului în situația în care acesta nu dispune de resurse financiare. Vladimir Dodon este coordonatorul programului de reabilitare din cadrul centrului din Anenii Noi lansat în 2005. De atunci până în prezent, 465 de persoane au beneficiat de serviciile de reabilitare din cadrul comunității terapeutice. Попав наши ребята в наркодиспансере на 21 день, к примеру, если ты прошел какой-то детокс, курс определенного детокса, ты выходишь, а навыков у тебя нету. Тебя физически, возможно, ты здоров, физически тебя уже как бы нету ломок. Но твоя психика, твое внутреннее желание, тяга, навязчивые идеи, привычки, старые методы решения вопросов, да, они те же. И именно по этой причине ребята обратно и обратно возвращаются в ту же самую среду. Ты добровольно даешь разрешение на добровольных основах, без давления, погрузиться и попасть в безопасную для тебя среду, да, где нет давления, где нет наркотиков, нет алкоголя, где есть определенные правила, определенный принцип, где сформирован определенный микросоциум для того, чтобы ты учился жить по-новому. Очень тяжело проходить программу по переменам, по изменениям в том месте, где ты родился. Очень важно, чтобы ты был изолирован, как от друзей, от доброжелателей, как и от, возможно, родственников и хороших каких-то там
Проблема в том, что все в твоем городе тебе на начальном этапе будет напоминать о старом. Ты там употреблял, у тебя там были проблемы с милицией, ты там знакомился с какой-то девушкой, там случилось то, а наш мозг, эмоции, плюс еще нестабильность, это очень большой риск для того, чтобы, догорив все синим пламенем, взяться и сорваться, и прервать программу реабилитации. Вся программа выстроена на так, что сами резиденты формируют эту атмосферу. Scopul de a ghida dependenții de droguri în procesul de reabilitare îl are și Centrul de Criză și Reabilitare, Recovery. Aici, programul de reabilitare durează 28 de zile și costă cel puțin 13.000 de lei. Мы открылись в 2015 году, если быть точным, в ноябре месяце 2015 года. И концепция наша такова, что как бы мы пытаемся совместить и медицину, да, и терапию, психологию, да, и вот этот подход равный к равному, то есть где люди зависимые, как бы, да, помогают такими же, как они. Но основная часть программы – это все-таки социально-психологическая реабилитация. То есть он в течение 4 недель, как бы 28 дней, как бы, да, входит в так называемую программу социально-психологической реабилитации. Наша задача – привести к человеку к какому-то адекватному пониманию вот реальной картины, что происходит с ним. Потому что, ну, из 100% людей, попадающих в первичную реабилитацию, у них достаточно искаженное восприятие себя вот в контексте своей проблемы. Oficial, numărul de consumatori de droguri din Republica Moldova este de circa 12.000. În realitate, însă, numărul lor depășește 30.000. Penalizarea consumului ca instrument de combatere nu funcționează. Drept rezultat, consumatorii deseori sunt izolați social, nu au posibilitatea de a urma un tratament de reabilitare și de a se reintegra în societate. În absența unui sistem viabil, anual aproximativ 100 de persoane mor în urma unei supradoze de droguri. În pofida acestor cifre alarmante, investițiile statului în tratamentul de substituție și de reabilitare sunt de cel puțin 2 ori mai mici decât cele care vin din afara țării. Astfel, soluția propusă de organizațiile non-guvernamentale este crearea și oferirea alternativelor la detenție consumatorilor de droguri. Accesul la tratament de substituție și de reabilitare i-ar întoarce la o viață sănătoasă și fără conflicte cu legea. Cererea pentru droguri ar putea să nu dispară niciodată, însă lupta trebuie dusă împotriva traficanților și nu a consumatorilor.